am abătut un pic de la drum și am ieșit de pe E60 spre Racoș. Am făcut acest popas pentru că sunt câteva chestii interesante care merită văzute aici. În primul rând, în dreapta mea, în spate, puteți vedea o formațiune de roci foarte interesantă, numită coloanele de bazalt. Iar undeva în cealaltă parte, în spate, peste aceste dealuri, este un lac deosebit numit Lacul de Smarald. Se poate ajunge până aici jos. Eu! Deci ați văzut ce se poate face aici la Lacul de Smarald. Din păcate astăzi lumina nu este optimă, e întunecat. N-are chiar culoarea smaraldului. Pe lângă aceste două atracții, să le zicem, mi-a plăcut foarte mult drumul din E60 până în Racoș. A fost un drum exact cum speram să fie, de țară, îngust, cu șoseaua șerpuind stânga-dreapta, urcând și coborând pe dealurile din zonă. Așa că vă recomand să veniți aici să vedeți și aceste atracții turistice, să zicem, dar și pentru drumul de acces până aici, care este foarte interesant. Efectiv, ca să ajungi aici la coloanele de bazalt, este un pic mai dificil, dar veți avea harta pe site. Sau chiar poate aici o să o pun în filmuleț.